Scandal după moartea unei vaci în comuna Peștișani. O femeie de 55 de ani vrea să fie despăgubită după ce doctorii au diagnosticat greșit o vacă suspectă de o boală molipsitoare. Aceasta susține că va duce cazul de ancheta pe masa judecătorilor de la Strasburg, după ce va da medicii veterinari în judecată pentru a recupera, spune ea, un prejudiciu estimat la aproximativ 5.000 de lei. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Gorj au însă o altă variantă. Maria Gureanu, o femeie de 55 de ani din Peștișani, are în gospodărie peste 40 de vaci, pentru care a obținut și fonduri europene. Recent însă, tancheta cea mai impunătoare dintre bovine a devenit suspectă de boală limbii albastre. Mi s-a îmbolnăvit o vită care face obiectul unui proiect pe fonduri europene și care mi s-a îmbolnăvit la prima suspiciune de boală, a fost confirmată limba albastră. Am anunțat doctorul din seara când am depistat boala respectivă, la care a doua zi s-a prezentat și mi-a făcut o listă de tratament în jur de 6 milioane. Ca să deteriora din zi în zi, văzând că animalul fiind denumirea și tancheta, de o vită foarte mare, așa, și care avea în ea 3 luni vițel, iar alt vițel de 7 luni era în alăptare, am apelat la DSV-ul Târgu Jiu și ANSV-ul de la București. Proprietarul fermei susține că după o serie de tratamente, animalul a murit în condiții misterioase. Aceasta încercase cu o zi în urmă să vândă vaca la abator, însă nu a fost acceptată din cauza modului în care arăta. Nu mi s-a dat niciun răspuns, se jucau cu mine cu diagnosticile. Mi-au făcut o adresă să nu mai scot animalele nici la câmp și nici să le comercializez, să le înstrăinez. Ei nu au făcut nimic, au lăsat-o până au murit și eu să cheltui și să sufăr în continuare. O să merg mai departe cu sesizarea, am zis că merg și la drepturile omului, la Strasburg, că nu se poate așa ceva. Noi să muncim și alții să nu aibă niciun interes, adică să nu se ia banii pe spatele nostru și să stau bine mersi pe scaunele lor acolo. Am cerut să mi se vindece sau să mi se despăgubească. Reprezentanții DSV Gorj susțin însă că femeia a sacrificat animalul. Doamna Gureanu a venit la DSV să ne spună că are o vacă bolnavă. Ne-i pusase dânsa diagnosticul sau persoanele neavizate privind medicina veterinară că are boala limbii albastre. S-a recăutat probe, s-a trimis la laboratorul central sanitar veterinar și de acolo ne-a venit diagnostic negativ pentru boala limbii albastre. Am luat hotărârea de una singură și a sacrificat animalul, crezând că în felul acesta Direcția Veterinară o va despăgubi. Maria Gureanu a făcut sesizare și la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.